Holocaustul și prigoana împotriva evreilor sunt momente care au schimbat istoria și care au lăsat răni adânci. În spatele dramelor s-au ascuns adesea gesturi eroice, gesturi aparent mici, dar care au salvat vieți și multă iubire. Scriitorul Roberto Long a povestit în romanul său Fetița care privea trenurile plecând, exact despre cum dragostea a reușit să salveze vieți în timpul acelei perioade. Roberto Long a venit pentru a doua oară în România, iar în cele câteva zile petrecute la București a experimentat și gastronomia românească, ce e drept cu accente foarte familiare pentru el. Vamos a comer a un restaurant tipico de Rumania, ¿no? Y entonces encuentro plato que no recuerdo el nombre exactamente, con carne uruguaya. Pentru cartea sa devenită un succes internațional, Long s-a documentat câțiva ani buni, ascultând poveștile supraviețuitorilor Holocaustului și ale urmașilor acestora. Mica Charlotte, în vârstă de 8 ani, e nevoită să plece din orașul francez în care trăia împreună cu familia. Se adăpostește într-un apartament parizian extrem de înghesuit, motiv pentru care e nevoită să stea împreună cu fratele ei, ba prin dulapuri, ba într-o valiză. Iar cea care reușește să-i țină în viață este mama. La mama care le zice, mañana... capaz que te consigo un caramelo o algo rico para comer o la ilusión de algún día poder salir aunque sea a dar una pequeña vuelta a mamá les hizo un dominó pero tampoco tenía papel les quería hacer el dominó pero no tenía papel entonces lo hizo con los volantes que habían arrojado los nazis exhortando a denunciar a los judíos escondidos. Charlotte supraviețuiește războiului și devine una dintre directoarele unei universități din Uruguay. De altfel, acesta e și mesajul lui Roberto Long. Dacă oamenii aceștia au putut să depășească acest moment, și în zilele noastre e important să nu ne pierdem speranța.